În acest moment, numărul de angajați al penitenciarului Giurgiu este sub cel necesar în raport cu activitățile și legislația specifică care trebuie aplicată în incinta instituției. Din acest motiv, filiala Giurgiu a Sindicatului Național al Penitenciarelor din România a efectuat demersurile necesare în vederea remedierii acestor deficiențe. În acest moment, există posturi vacante în organigrama penitenciarului Giurgiu ca urmare a demersurilor efectuate. Aceste posturi vor fi scoase la concurs în perioada următoare. În mod neoficial la acest moment, din informațiile pe care noi ca organizație sindicală le deținem, la penitenciarul Giurgiu, căci în numele acestei instituții pot vorbi ca lider de sindicat, este vorba în sectorul operativ de 28 de posturi de agent operativ, împărțite astfel, 24 pentru bărbați, 4 posturi pentru femei. De asemenea, există un demers și pentru posturi din sectorul reintegrare socială și mă refer de psiholog și pentru sectorul medical și mă refer aici la posturi de medici și la posturi de asistenți medicali. Anunțul de scoatere la concurs a acestor posturi va fi făcut oficial în maximum 10 zile. Candidații posturilor vacante trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de statutul penitenciarelor. Potrivit liderului de sindicat, Șerban Oprică, pentru posturile vacante la sectorul operativ au fost retrase criteriile cu privire la înălțimea candidatului sau limita de vârstă a acestuia. Concursul va fi compus din proba medicală, testare psihologică, o probă la calculator, o probă sportivă, un interviu și o probă scrisă. Să